Bun găsit, dragi telespectatori! Știați că în Cluj-Napoca se află biserica cu cea mai bună acustică din Transilvania? De asemenea, în interiorul lăcașului de cult se poate admira colecția cea mai bogată de blazoane și steme din țară. Haideți să aflăm povestea bisericii reformate de pe strada Mihail Cogălnicianu. În secolul al XV-lea, regele Matei Corvin i-a trimis o scrisoare voievodului Transilvaniei și i-a cerut să ridice un lăcaș de cult pe ulița Lupilor, actuala stradă Mihail Cogălnicianu. În Evul Mediu, ulița Lupilor era o zonă neprotejată unde iarna veneau animalele sălbatice să își caute hrană. După ce clujenii s-au apărat de lupi construind zidul de sud al cetății, evenimentele au început să se precipite pe această uliță. Punctul culminant a fost atins când niște călugări au început să ridice aici o biserică unică în Transilvania. Biserica, una dintre bisericile reformate din Cluj, de fapt aici este sediul principal, unde din secolul al XVII-lea sunt învestiți episcopii și preoții reformați. Îi se mai spune Biserica lui Matia și o să spun eu de ce îi spune așa, pentru că a fost construită la îndemnul Marelui Rege și cu subsidii date de către Visteria Regală. În 1486, regele Matia, printr-o depeșă, printr-o scrisoare, l-anunță pe voievodul Transilvaniei, Ștefan Batori, ca în acest loc de pe strada sau ulița Lupilor să se realizeze o biserică care să fie patronată de Ordinul Franciscanilor. Voievodul era Ștefan Batori și era căsătorit cu Margareta Silaghi, deci rudă cu voievodul, cu regele, în măsura în care știm foarte bine că mama regelui era Elisabeta Silaghi. Actul, deci lucrurile astea vi le spun pentru că sunt acte doveditoare în arhive și această biserică urma, încă o dată repet, să aparțină Ordinului Franciscan, un ordin călugăresc minorit aici, care respecta regulile impuse de către fondatorul său, Francis de Assisi. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că ordinul acesta romano-catolic franciscan este împărțit în trei categorii. Există călugării minoriți, călugării capucini și al treilea ordin sunt călugări care au credința în viața lui Francis de Assisi, dar sunt mai mulți laici, duc o viață mai mult laică. Acești călugări aveau rasa călugărească neagră, spre deosebire de capucini care erau cu rasa călugărească maronie, ceea ce vedem noi astăzi la Biserica Franciscană. Dacă ai fost atentă, călugării de acolo au rasa maronie, dar ei au apărut ceva mai târziu acolo. Lucrările au început, cum am zis, în 1486, dar trebuie să fim foarte atenți la un aspect. Biserica este foarte aproape de zidul care pornește de la Bastionul Croitorilor, despre care am vorbit serialul trecut. Era într-o poziție deosebit de delicată în măsura în care aici aveau clujenii proprietăți, deci trebuiau să fie despăgubiți. Pentru construirea acestei biserici a fost trimis, spună documentele, călugărul Ioan. Deci acest călugăr Ioan, mai mult ca sigur, era un arhitect, un arhitect foarte priceput și a venit cu echipa sa de călugări, în care într-un alt document, nu are rost să spun anul că nu are o mare semnificație, regele solicita ca acestor călugări să li se asigure chilii unde să stea, adică cazarea. Deci e clar că și aceștia erau meșteri. Acum, subvenția, cum se făcea? Care era valuta forte în Evul Mediu? Noi am mai vorbit și în cadrul Bisericii Franciscane și Sfântul Mihail, cuburile de zahăr. Între ghilimele, zahăr, sare, am glumit, bineînțeles, intenționat, sarea era valuta în acea perioadă și având în vedere că orașul nostru se afla lângă niște exploatări și astăzi celebre ale sării, sigur că da, subvenția era asigurată. Construcția în sine, o să vorbim și despre ea, a durat cam 30 de ani, a fost continuată și de urmașul Marelui Rege, regele Vladislav al II-lea, care și el, printr-un act oficial, asigură
subvenția bisericii, tot cu acele cuburi de sare, în măsura care valorau 300 de florini pe an. Deci anual trebuia să aibă o subvenție de 300 de florini, sigur că da, echivalentul în sare. Biserica va fi terminată, construcția ei, unii spun, unii cercetători, în 1503. De ce? Pentru că o ilustră cetățeană a Clujului lasă moștenire, averea ei, unui ordin călugăresc al Clariselor, de la Sfânta Clara, prietena și tovarășa lui Sfântul Francis de Assisi. Și aici putem să ne dăm seama că lângă această biserică exista o mănăstire a acestui ordin, Clarisele. După actele oficiale, biserica a fost terminată în 1516, 30 de ani a durat. O să mă întrebe la cum, 30 de ani și Biserica Sfântul Mihail, 130 de ani. Păi da, că această biserică a fost făcută clar cu subvenții din cadrul visteriei regale. Pe lângă faptul că exista această subvenție, au mai fost solicitați și alți sponsori, bineînțeles, tot la îndemnul regilor, ceea ce în cazul Bisericii Sfântul Mihail nu s-a întâmplat, a fost construită de clujeni, de locuitori. Această biserică a fost construită în stil gotic? Sigur că da, este stilul gotic, dar spre deosebire de Biserica Sfântul Mihail, este o singură navă, are o lungime de 60 de metri aproximativ, are o înălțime de 19 metri, tot aproximativ, sigur, ceva centimetri, și cam 15 metri este lățimea. O singură navă, pentru că această biserică a fost construită pentru un ordin călugăresc al cerșetorilor și trebuiau să aibă spațiu imens în care poate puteau să audă predica. Existau și astăzi există, dar 17 ferestre mari, tripartite, deci în trei părți, ca să dea lumină acestei biserici. Bineînțeles, erau vitralii în cadrul acestei biserici. O întrebare care o pune foarte multă lume: de ce biserica nu are turn? Spre deosebire de celelalte, ei, are turn, dar turnul nu se mai vede, pentru că turnul a fost prost proiectat în 1646-47 și a necesitat demolarea sa. Astăzi, în cadrul împărții de sud al sacristiei, există o bibliotecă acolo și la baza turnului. Probabil că dacă vom intra înăuntru, vom vedea despre ce este vorba. De asemenea, trebuie să ne imaginăm că biserica, având în vedere, era stil gotic, încă nu a apărut reforma, o să vorbim imediat și despre ce s-a întâmplat în acea perioadă, era împodobită cu sculpturi exterioare și interioare și, bineînțeles, și cu picturi. Deci, în frontonul de intrare al bisericii, se pare că exista, după mărturii, o statuie gen basorelief care reprezenta crucificarea Domnului nostru Isus. Și alte scene din Vechiul sau Noul Testament, pentru că este clar, toate bisericile și catolice și ortodoxe folosesc aceste scene. Bineînțeles, mai puțin cele reformate nu, pentru că, repet, erau iconoclaști, adică nu adorau picturile, spre deosebire de Biserica Catolică, Romano-Catolică și Ortodoxă, care sunt iconoduri. Un lucru inedit înăuntrul bisericii este primul graffiti din Cluj. Hai să spun o treabă, că asta e o treabă inedită, picanterie. Pe stâlpul al doilea și în direcția vest este inscripționat în limba latină. Mai mult ca sigur, anul este 1577 inscripția, mai mult ca sigur vreau să spun că era un elev și era din perioada reformată deja, dar o să ajungem imediat, numai ți-am făcut această paranteză, în care spune în limba latină: cine nu cântă în cor, stă ca bou în târg. Și ăsta ar fi primul graffiti al clujenilor. Bineînțeles că mai vezi în jur și alte treburi de asta. Ce se întâmplă cu biserica? Între timp, reforma câștigă teren,
ordinele călugărești sunt alungate din Cluj și biserica rămâne pustie. Rămâne pustie până în anul 1581, când la conducerea Transilvaniei vine familia Batori, familie care avea ca și credință confesiunea romano-catolică. Și această familie dă ordinul lui Iezuit. Iezuiți era un alt ordin călugăresc romano-catolic. Numele le vine de la Ignațiu de Loyola, fondatorul acestui ordin, ceva mai târziu, în secolul al XVI-lea, care era un spaniol, un militar, iar această formațiune călugărească se numea Compania lui Isus. Ei inițial au fost stabiliți în mănășturi în 1570 și în 1581 vin în cadrul acestei biserici și înființează aici și celebra universitate. Bine, era un colegiu academic dat cu rolul de universitate. Și au fost reluate slujbele atunci? Sigur că da, slujbele au fost reluate, slujbele în limba latină, că trebuie să spunem că și astăzi în Biserica Catolică, bine, acum se vorbește și limba maghiară sau limba poloneză sau cei care sunt popoarele care sunt și limba română, pentru că avem foarte mulți catolici în Moldova, în Bacău și roman. În Bacău avem, pare, în roman avem și un liceu al Sfântului Assisi, așa se și numește, Sfântul Francis de Assisi. Deci franciscani au și o biserică celebră în Bacău, școală în roman, deci sunt români de-ai noștri. Dar acum să îți vorbesc câteva cuvinte despre acest colegiu academic, care inițial era în claustrul acestei biserici. Claustrul înseamnă curte interioară și el se afla în partea de sud a bisericii. Era o curte și gadrată de coridoare acoperite. Acolo stăteau călugării și uite-te că aici pot să-ți dau o dată exactă. Erau 34 de călugări. Și să-ți mai spun încă o dată exactă, franciscanii astăzi se știe, cei care sunt din ordine călugărești, cum să-ți spun, capucini sau ordinul observanților, le mai spune minoriților, sunt 34.000. Acest colegiu academic cu rol de universitate a funcționat mai mult ca sigur aici, dar există supoziția că în clădirea actuală a parohiei reformate, care este lângă biserică, în stânga bisericii, ar fi fost construit un imobil cu două etaje care urma să servească. Numai că acest imobil, o să vedem noi cum a fost distrus. Mai există o tradiție, se spune că fiul lui Mihai Viteazu, Nicolae Pătrașcu, ar fi studiat la acest colegiu. Acum unii sunt pro, alții sunt contra, unii spun că e o poveste nemuritoare, apropo că îți plac poveștile, alții că, din potrivă, ar fi o realitate. Lăcașul de cult nu a fost împodobit inițial cu prea multe ornamente ca să nu fie distrași credincioșii în timpul slujbei. Însă, de-a lungul vremii, construcția gotică cu aspect de castel medieval a captat atenția tuturor datorită unui instrument muzical în stil rococo folosit în timpul liturghiilor și la concerte. În 1601-1603 au loc lupte pentru stăpânirea Clujului. În locul acestei dinastii batorești vine Mojes sau Sechei Moise, Mojes în limba maghiară, care era reformat. Ce se întâmplă? Clujenii, care marea majoritate de atunci erau unitarieni, distrug timp de o lună biserica, distrug altarele, distrug picturile, sculpturile. S-au dus pe perceptul că dacă vrei ca rândunica să nu mai vină înapoi la cuib, distruge-i cuibul. Dar nu numai asta, au distrus și bolta, ogivală, care era sus, în formă de cruce. Asta este o altă caracteristică a stilului gotic. Și această boltă s-a prăbușit, omorând 14 dintre acești năstrușnici adoratori ai distrugerilor. Și au privit clujenii ca un semn divin treaba asta, s-au speriat, ăsta e adevărul, s-au oprit din această distrugere, dar au lăsat biserica într-un hal fără de hal. Întotdeauna există, după un rău mai vine un rău, vorba românească, colac peste pupeză. În 1627, ceea ce am amintit în episodul anterior, are loc celebra explozie a pulberii din cadrul bastionului croitorilor, care afectează toată această zonă. Deci biserica era la pământ, se credea că va fi rasă și va rămâne numai în amintirea analelor și cronicelor. N-a rămas în picioare niciun zid? Au rămas, dar ruine.
Ruine, nu numai zid, a rămas chiar construcția, n-au reușit chiar tot. Ce se întâmplă? Vine un principe, între timp, Gabriel Bethlen, un principe reformat, a dorit în 1613. Dom'le, dau biserica înapoi iezuiților. Ăsta era un principe luminat. Se pare că cel mai important principe al Transilvaniei. Dar s-a opus, deci opoziția, clujenii, vehement. Nu, 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 n-au ce căuta. Și atunci principele Gabriel Bethlen zis, bine, nu aduc iezuiții, le dau reformaților. Atenție, reformații erau în minoritate. Marea majoritate a Clujului în acea perioadă erau de confesiune unitariană. Deci confesiunea care nu adoră Trinitatea. Poate o să vorbim și de Biserica Unitariană în viitor. Ei, acești reformați au noroc cu principele Gheorghe Racoții I, care se apucă de restructurarea bisericii. Dar ce se întâmplă, el, dragă? Nu mai exista un meșter. În 120-130 de ani a dispărut meșteșugul. Nu mai știu să lucreze. Ca și astăzi să te duci la un ceasornicar cu un ceas mecanic să vezi dacă mai poate să ți-l facă. Și atunci ce face acest principe? Și trebuie să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Nu aduce niște meșteri de mântuială, ci ia dintr-o regiune numită Curlandia, în Letonia de astăzi, țările baltice, trei meșteri pricepuți, îi aduce în 1642, cronicile spun unul dintre ei era Gheorghe. De unde știm? Pentru că pe urmă se vor deplasa la Alba Iulia, unde era capitala Transilvaniei. Și acești meșteri refac această biserică. Bine, au dat-o în bară cu turnul, ce am zis înainte, au construit turnul respectiv, dar el nu a rezistat. Între timp, biserica mai suportă niște, să le spunem, suplicii, incendii. Cel mai mare incendiu, pot să spun, mai vorbim de cel din 1655, un incendiu în 1798, când iar o mare parte acestei străzi, numită Ulița Lupului sau Ulița Lupilor, astăzi Mihail Cogălnicianu, e distrusă. Și bineînțeles, și biserica e afectată. Și la refacerea ei vor participa doi celebri arhitecți. De unul am vorbit, Iosef Leder, am vorbit la Palatul Banfi, care era adjunctul lui Blauman, a arhitectului care a realizat Palatul Banfi, și un arhitect din Budapesta, care va proiecta soclul statuii Sfântul Gheorghe, care este în fața bisericii. Ei se vor ocupa de refacerea acestei biserici. Ce este foarte important, încă din secolul al XVII-lea, biserica a fost dotată cu orgă. Erau numai trei biserici atunci în Transilvania cu orgă, una în Târgu Mureș, una în Media și această biserică din Cluj. Și sunt convins că mă vei întreba, că înainte am avut și un acompaniament plăcut al unei orgi. Orga respectivă a fost instalată aici și datorită faptului că această sală, care nu este cu naos, adică cu pronaos, naos și altar, deci este o sală unică, are o rezonanță extraordinară. Dovada elocventă că și astăzi mari muzicieni interpretează sau concerte extraordinare în incinta acestei biserici. Sigur că da, orga s-a schimbat. Am vorbit noi de acea celebră familie Han la Biserica Sfântul Mihail. Ei sunt făuritorii primei orgi. Pe urmă, în 1910-1911, acea firmă Angster din Peci, de care și am vorbit, a realizat orga care și astăzi este funcționabilă. Edificiul a suferit mai multe transformări de-a lungul anilor. În interiorul lăcașului de cult, meșterii maghiari și sași au așezat câteva obiecte de o frumusețe ieșită din comun. Un lucru demn de relevat este că această biserică, după construcția ei de către meșterii din Curlandia, trei renovări. O renovare foarte importantă a avut loc între anii 1905-1665. Nota bene, de aceste renovări, dacă ai o puțină și le reamintesc telespectatorilor voștri, am vorbit și la Sfântul Mihai. Deci este un an foarte important, pentru că România scapă de acea perioadă prolet cultistă și va intra în vigoare legea patrimoniului național. Și atunci sunt chemați meșteri celebri, deci arhitecți, sculptori, pictori, care vor reface foarte multe clădiri din Cluj. Și le-au refăcut bine, în marea lor majoritate.
ar trebui să-ți amintesc de anvonul bisericii, realizat la mijlocul secolului al XVII-lea, într-un stil foarte frumos, renașentist floral. A apărut în Italia, unde, în zona mediteraneană, unde era simbolul frunza de acant. Dar acum nu mai există aici, în zona respectivă, și a fost înlocuită cu frunza de vița de vie. Ca și noi, când celebrăm florile, avem sălci, nu mai avem finică, pentru că nu există finică aici. Acest anvon splendid a fost realizat de Elias Nicolai, un meșter sas din Sibiu. Sculptura a fost făcută de un meșter maghiar, Benedict. Deasupra baldachinului este pelicanul care își sfâșie carnea, deci simbolul Bisericii Universale. De asemenea, există două table de legi, legile lui Moise, Decalogul. A 11-a uitat-o, știi care e 11-a? Fiecare să-și vadă de treaba lui, dar oamenii nu-și dau seama și da, e probabil că a uitat-o Moise. În fine, lăsând gluma deoparte, acest altar este o bijuterie a bisericii. Pe lângă acest altar, biserica sigur are cripte, unde au fost înmormântați celebrii aristocrați ai Clujului care aparținau acestei confesiuni. Astăzi există două morminte în cadrul bisericii, realizate în 1942, în care sunt principii Transilvaniei, Mihail Opofi I și Opofi al II-lea. Ele, aceste morminte, au fost aduse de la Mălâncrav, de la moșia lor, unde au fost inițial înmormântați, încumați. Pe urmă, cum să zic, sicriele sau coșugele au fost în cadrul bisericii reformate cu două turnuri vis-a-vis de regionala CFR, să știe telespectatorii tăi, și pe urmă acel arhitect Coș Caroi, de care am vorbit, a realizat aceste morminte. Domnule profesor, biserica aceasta are și cea mai bogată colecție de steme, printre altele? Am așteptat această întrebare, chiar bine că ai pus-o, dacă nu vorbeam eu, îți spuneam eu răspunsul, da, este cea mai renumită, cred că, din România. Și cum a ajuns la această colecție? Inițial, în cadrul înmormântărilor, familiile nobiliare puneau blazonul în fața cortegiului funerar. Sigur, blazonul rămânea aici. Oamenii de știință, savanții, n-aveau blazon, dar aveau o carte specială în care au scrise faptele lor de seamă. Când era ultimul reprezentant al familiei, blazonul se întorcea cu capul în jos. Și în secolul XIX, Herepei Gherghei, pare mi se-l chema pe acest paroh al bisericii, s-a gândit să facă o colecție acestor blazoane care reliefează o mare parte a aristocrației transilvane de confesiune reformată și sunt convins că foarte mulți clujeni nu le-au văzut, păcat, au timp de acum încolo, pentru că sunt extrem de frumoase, unele sunt aurite și argintate, cele din secolul al XVII-lea, puse pe un material de, cum să zic, care adecvat, pe urmă erau din lemn, ca ultimele blazoane și cărți, cu câhă cartă, din secolul al XIX, să fie chiar pe hârtie puse. Unele sunt realizate de meșteri celebri ai Clujului, altele de meșteri mai puțin cunoscuți, pentru că nu îi cunoaștem, nu știm care au fost autorii. Și toate sunt expuse în interior, pe pereții bisericii? Da, în interior și pe scaunele bisericii, da, sigur că da. Un lucru care ar mai trebui de amintit aici este statuia Sfântului Gheorghe, un sfânt protector al multor țări din Europa de astăzi. Era un cult acestui sfânt, adus de fapt acest cult din Orient de către cavalerii cruciați. Această statuie care o avem aici este realizată de doi meșteri clujeni, sași, Martin și Gheorghe, și noi le spunem în limba română, Martin și Gheorghe, fii pictorului Nicolaus. Originalul se află la Praga, dar aici e o poveste frumoasă. Cum a ajuns să se facă această statuie și e premieră, pentru că face parte din categoria sfârșitului de gotic și începutului renascentist, și este o statuie care nu este lângă un zid al bisericii sau un basorelief, este independentă, să-i spun așa, cu ghilimele de rigoare, de sine stătătoare. La nunta fiicei lui Ludovic d'Anjou, regele Ludovic d'Anjou, Maria,
cu Sigismund de Luxemburg, de care am mai vorbit, fiul lui Carol al IV-lea. Aici sunt două variante. Unii spun că Ludovic de Anjou ar fi dat acest ordin de construire a statuii să fie dat cadou tinerilor miri. Alții spun că inițiativa a venit de la Carol al IV-lea. Și o să vezi că statuia originală, bine, o să vezi, dacă o să te duci la Praga, acolo este originalul, avea un scutul a căzut. Și ceea ce era scris pe scut este scris pe acest postament, făcut de acest Robert de Lux, de care am vorbit înainte, și scria în 1373, anul căsătoriei celor doi, Sigismund de Luxemburg și Maria de Anjou. Această copie, cum a ajuns în Cluj? Împăratul Francis Iosif a donat Clujului și Budapestei două copii din gips. Originalul din gips este la Muzeul de Istorie și pe baza acestor mulaje s-au făcut două statui. Una este la Budapesta și una este aici în Cluj. Acest Robert de Lux și un alt sculptor, Rona, Iosef Rona din Budapesta, au realizat această statuie, această copie, care era situată în piața Lucian Blaga de astăzi, în 1906, și a fost adus aici în 1960, unde cred că are un loc mai bun, mai adecvat, și este chiar în fața acestei remarcabile biserici, și statuia este iarăși un brand, un reper de seamă a Clujului. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.